Buzăul se pregătește de sărbătoare, brazii au fost instalați, Moșul a anunțat că va ajunge de Crăciun la copii, iar dacă din cer va cădea și ceva zăpadă, atunci cu siguranță vom avea parte de o atmosferă de poveste. În centrul orașului se vor organiza târguri în care muzica ambientală, colindele și luminile vor face casă bună cu produsele tradiționale și alte câteva surprize pregătite pentru cei mici. Am încercat să găsim formula de mijloc, ca să spun așa, adică să avem și o atmosferă frumoasă de sărbători, dar să nici nu discriminăm pe nimeni, adică să nu intrăm cu acele restricții care permit accesul doar vaccinaților. O să fie liber peste tot, cu, bineînțeles, cu respectarea măsurilor sanitare. În Piața Dacia vom avea târg de Crăciun, vom avea decorațiunile specifice și bradul și va fi și o cutie poștală unde copiii pot pune scrisori moșului. Pentru că anul trecut a fost un succes, amenajarea din piața centrală, vom avea din nou piața decorată de sărbători și ecrane pe care vor fi transmise colinde, 1 decembrie cântece patriotice și toată luna decembrie colinde. Și în Piața Dacei la fel, vom avea după 1 decembrie muzică ambientală colinde. Parcul Crâng va ține loc de Casa Moșului, pentru că aici va poposi pentru o bună perioadă de timp. Copiii vor trebui să își pregătească poeziile și scrisorile, pentru că sacul cu dulciuri și jucării este îndestulător. În Parcul Chiloman vom avea ateliere pentru copii cu activități specifice sărbătorilor și vom avea și artiști, colindători, care vor avea mici concerte de colinde, care vor fi transmise și online. Tot acolo va fi Moș Crăciun, care de pe 20 decembrie până pe 23 decembrie va citi live scrisorile pe care le va primi de la copii, dar de la copii din oraș. Moșul va merge și în Crâng, unde copiii se pot întâlni cu el față în față. Și fiecare copil care se va întâlni cu el va primi câte ceva, iar copiii care îi și scriu scrisori, respectând tema pe care o vom prezenta, vor primi cadouri, cutii speciale cu cadouri. În Crâng va fi de asemenea un mic târg de Crăciun cu produse tradiționale, cu producătorii locali. Și bineînțeles că și acolo vom avea bradul. Luminile festive din municipiul Buzău vor fi aprinse în seara de 1 decembrie. În mod normal, deci pe 1 decembrie este anunțată o paradă militară la ora 10 pe Calea Eroilor și seara, în mod normal, va începe și iluminatul festiv. Grupurile de colindători, luminile aprinse și brazii împodobiți frumos se vor împleti ca rândurile unei povești de Crăciun de odinioară.